Cuvântul Domnului este din Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 28. Este un fragment din săptămâna mare, săptămâna suferințelor Domnului. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Să ne rugăm. Doamne, vrem să ne pregătim pentru a ne împărtăși la masa Ta. De aceea Te rugăm să folosești acest cuvânt din Evanghelie și prezența, puterea Duhului Tău cel Sfânt să pregătească sufletele noastre, să fim vrednici, nu datorită nouă, ci datorită a ceea ce credem noi și anume datorită lucrării Fiului Tău, să ne primești la masa Ta. De aceea Duhul Tău să ne vorbească tuturor, în numele Lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Rolul predicatorilor este să pregătească sufletele credincioșilor, mai ales acum, înainte de a ne împărtăși la masa Domnului. De aceea, fiind și săptămâna mare, joia mare, textul nostru este din Sfânta Evanghelie, când Domnul Iisus Hristos a rânduit cina Domnului. Ceea ce noi serbăm astăzi este o rânduială, este un act ritualic pe care creștinătatea și l-a asumat. Voi vorbi despre semnificația cinei Domnului. Ce înseamnă acest act pentru un credincios? Un creștin nu trăiește izolat, un creștin caută părtășia cu ceilalți. Și abia așteaptă să se împărtășească la cina Domnului cu ceilalți. Îți dă un sentiment puternic de apartenență, de aparții unei comunități. Nu e o comunitate oarecare. Că poți fi partea unui club, da? Unei societăți oarecare. Dar aici se întâmplă altceva. Eu sper că credeți în asta, în faptul că în seara aceasta, de exemplu, vom depăși rutina, obișnuința și chiar ritualul sec. Și vom încerca să pătrundem semnificația mai duhovnicească a sărbătorii. Pentru că este o sărbătoare. Mi-a rămas în minte un slogan, l-am citit cândva, că printre cele mai periculoase lucruri în viață sunt lucrurile care nu apar periculoase. Așa au zis cei care mai târziu au fost dependenți de alcool sau de țigară sau de știu, pornografie sau droguri. La început totul apare inocent. Dar tot așa există lucruri printre cele mai puternice în viața aceasta care nu apar puternice
în prima fază, la început. Și cina Domnului intră în această categorie. Unii s-au obișnuit cu ea. În alte biserici, acest act ritualic se ia în fiecare duminică. Se instalează o rutină. De aceea, cândva, în perioada Reformei Protestante, un anume Ulrich Zwingli, care a fost un reformator în Zürich, în Elveția, a fost primul care a propus ca cina Domnului să fie luată o dată pe lună. Ca să nu cădem în rutină. Să o facem mai rar, ca semnificația actului ritualic să aibă impact asupra sufletelor celor care se împărtășesc. Tot el, apropo, într-o duminică, poate greșesc, 1527, a coborât de la amvonul bisericii și a fost primul care s-a dus el însuși să împartă elementele cinei poporului. Până atunci, așa cum se obișnuiește și acum în Biserica Catolică, credincioșii vin în față la altar să primească de la preot elementele cinei, pâinea și vinul. El a spus, nu, noi suntem slujitori, noi mergem la voi să vă slujim, nu veniți voi ca și cum voi depindeți de noi. Nu, mergem noi la voi să vă slujim. Așa s-a început totul. Noi am moștenit această rânduială. Da, nu voi sta asupra acestor detalii. Cina Domnului este un act simbolic, printre altele. Nu este doar simbolic. Este însă un semn pe care Hristos l-a cerut, un act datorită semnificației pe care o are, spirituală, evident. Și ca să crezi în ce înseamnă acest act ritualic, trebuie să ai credință. De aceea, de fiecare dată când noi ne împărtășim la masa Domnului, exersăm credința. Trebuie să ai credință când ei te împărtășești. Acum, să știți că folosirea semnelor sau a simbolurilor care conțin semnificație nu este ceva rău. Găsim lucrul acesta și în Biblie. Dumnezeu, de exemplu, a încurajat la un moment dat folosirea simbolurilor. Vă amintiți de altarele de închinare, de Paștele evreiesc, de ridicarea șarpelui de aramă în pustiu, de rugăciunea pe care avea unii credincioși cu fața întoarsă spre Ierusalim. De toate semnele pe care le găsim în Evanghelia după Ioan 7, care au o greutate spirituală aparte. Apoi găsim semnele la apostoli. Apoi biserica a introdus botezul și cina și spălarea picioarelor și punerea mâinilor și ungerea cu un de lemn. Încet, încet s-au mulțit aceste simboluri religioase. Bun, o parte dintre ele au fost inventate de oameni, sau au fost supralicitate de anumiți lideri și le-au introdus în biserică pentru că era nevoie de cât mai multe astfel de simboluri. Așa cum știți, în perioada evului mediu, de cel puțin 1000 de ani, 1000 și ceva de ani, poporul nu știa să scrie, să citească. Simbolurile, picturile, icoanele erau necesare, se spunea atunci, ca mijloace prin care să se transmită același adevăr divin, spiritual. Era una să vezi o pictură cu învierea lui Lazar din morți. Ce impact poate avea asupra celui care privește și întreabă ce e acolo.
Tot așa, când cineva se boteza, botezul se făcea în apă curgătoare, îngroparea vechiului fel de viață, ridicarea la o viață nouă, nu? Avea impact. Și astăzi are același impact pentru unii. Ei, cina Domnului este printre aceste acte ritualice necesare, care se spune că e cel mai important pentru creștini. Este cel mai important, pentru că este simbolul, este semnul, da, ritualul care trimite la cel mai important moment din istoria omenirii, care a fost moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Bun. Vedeți cum adevărurile se pot transmite și prin simboluri. Dar, sigur, Dumnezeu nu s-a opus la toate simbolurile noastre, se opune la cele care semnifică altceva decât ceea ce au în esență de transmis, au mesaje. De aceea idolatria a fost sancționată de Dumnezeu mereu. Pentru că idolii transmiteau că există alți zei decât Dumnezeul, singurul Dumnezeu viu și adevărat. De aceea au fost interzise astfel de manifestări simbolice. Tot așa și noi, astăzi, când ne vom apropia de masa Domnului, noi nu credem că, așa cum spun romano-catolicii, că prin binecuvântarea preotului, care invocă harul sfințitor, și în momentul în care preotul oferă pâinea unui credincios, pâinea se transformă în trupul lui Hristos. Când oferă vinul, se transformă în sângele lui Iisus Hristos. Asta se numește, în termeni mai tehnici, transubstanțiere. Adică se transformă un element, un simbol, într-o substanță? Noi nu credem așa ceva. E prea mult. Nu spunem nici că ce vom face noi, de exemplu, astăzi, la cina Domnului, este pur simbol. E numai un rit, numai un simbol. Și asta e prea mult spus. Pentru că noi credem, de exemplu, prin rugăciunea pe care o vom face și noi, prin cuvântul pe care îl vom citi și care dă greutate actului în sine, prin participarea adunării, credem că Duhul lui Dumnezeu este prezent. Că Iisus Hristos, care este invocat și este viu în vecii vecilor, e prezent prin Duhul Său în mijlocul nostru. Deci, de aceea, în formula pe care eu o folosesc în actul cinei Domnului, eu spun așa, acesta este sângele Fiului Lui Dumnezeu care ne vorbește, sau aceasta este pâinea care ne vorbește despre trupul Domnului, acesta este vinul care ne vorbește despre sângele Lui Hristos. Am introdus elementul de mesaj, că transmite ceva. Nu e doar un simbol sec. Bun. Acestea fiind zise, m-am întrebat ce semnificație atunci are această cină pe care o vom lua și noi astăzi. Conform a ceea ce Domnul Hristos ne-a învățat aici. Sigur, întâi de toate este o poruncă. Trebuie să înțelegem, cina Domnului este un act ritualic care ne cere ascultare pe baza sau în baza unei porunci pe care a lăsat-o Iisus Hristos. Deci, prima semnificație a cinei este cea de poruncă pe care să o ascultăm. Domnul Hristos ne-a dat-o. E foarte greu însă pentru unii să creadă că se întâmplă ceva mai mult decât un ritual. Cum pot să crezi într-o bucată de pâine sau într-un păhărel care pot să
îți dea iertarea păcatelor. Să stea oare mântuirea noastră în așa ceva? Nu cumva suntem la limita superstiției sau idolatriei. De aceea trebuie să știi să răspunzi, să știi ce crezi. Da? Este ca și cum în vechime, de exemplu, dacă ai te întâlnit cu un evreu, nu un iudeu, și în perioada când exista chivotul legământului, îi spunea, știi că chivotul acela înseamnă că Dumnezeu e prezent? Asta e un act puternic de credință, să crezi că o ladă, un chivot, asigura prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Cum să locuiască Dumnezeu acolo și respectiv în mijlocul poporului. Vedeți, pe de o parte poți să cazi în extrema scepticismului, pe de altă parte să fii acuzat de ignoranță. Unde să trasăm această linie între, zic, superstiție și credință? Știm noi oare de ce luăm de cina Domnului? Păi eu, acesta e primul lucru pe care trebuie să-l crezi. Și eu îl cred. Întâi că e o poruncă. Eu nu pun problema că e o invenție omenească, că nu oamenii au inventat cina Domnului. E o poruncă de la Domnul Iisus Hristos. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea, veți mânca. Autoritatea poruncii dă credibilitate acțiunii. Pentru că El ne-a cerut, asta dă credibilitate actului ritualic pe care noi îl facem. E mai mult de atât, veți vedea imediat, dar întâi de toate ne asigurăm că ceea ce facem nu e invenție omenească. Pentru că știm cine ne-a poruncit să facem acest act. Pentru că El ne-a cerut, Hristos ne-a cerut, cuvântul lui Hristos este baza acestui act al cinei Domnului. Porunca Lui, nu o negociem, o acceptăm. Noi ascultăm pentru că suntem supuși autorității Fiului Dumnezeu. De aceea se spune și în Biblie de mai multe ori că ascultarea face mai mult decât jertfele. Bine, ascultarea nu este oarbă, nu credem, orbește, Dumnezeu ne-a înzestrat și cu rațiune, cu emoții, cu instincte, intuiție, cu de toate. E o combinație, personalitatea noastră participă. Dar ascultarea este un act de încredere în caracterul celui care îți cere ascultare. Pentru că de aceea îl ascultăm pe Hristos și spune, asta e porunca lui Hristos și o ascultăm. Pentru că noi cunoaștem caracterul celui care ne-a cerut să facem acest act. Asta e primul lucru pe care trebuie să o știm. De aceea cine îl cunoaște pe Iisus Hristos, ascultă de poruncile Lui. Noi suntem niște supuși al lui Hristos. Și faptul că din când în când ne împărtășim la masa Lui e un gest și al nostru, un răspuns în ascultare față de porunca Lui. Al doilea lucru. Spuneam că e mai mult decât să asculți o poruncă. Acest act al cinei Domnului trimite la promisiunea sau promisiunile lui Hristos. Ați observat în textul nostru că Iisus când vorbește cu ucenicii despre actul acesta a promis mai multe lucruri? Să ne mai uităm o dată în text în Matei. Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Deci prima promisiune aici este că noi
luând pâinea și vinul, credem în legământul cel nou, promisiunea unui nou legământ cu El. El ne invită într-un fel de contract, de mai mult decât contract, e un legământ relațional. Al doilea lucru, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și a doua promisiune, prima promisiune, ți se oferă un legământ nou și așa trebuie să te privești. A doua, ți se promite iertarea păcatelor. Asta mi se pare esențial aici. Da. Pentru că păcatele, vinovăția, este una din marile noastre probleme. Nu scăpăm de ea. Facem ceva greșit, din cugetul funcționează, sentimentul de vinovăție apare, uneori și fără să fi făcut ceva. Există într-un psalm, David spune acolo, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Există greșeli pe care le faci, le cunoști și e clar că ești vinovat. Există și o categorie de greșeli pe care nu le cunoaștem și care totuși apasă asupra noastră. Acele păcate din omitere, poate. Știai că puteai face ceva bun și n-ai făcut. Deci n-ai făcut nimic rău. Dar și faptul că n-ai făcut ce trebuia să faci, apasă asupra ta. Deci avem o mulțime de surse care creează vinovăția în noi. Cum scap de vinovăția aceasta? Majoritatea oamenilor apelează la medicamente. Ca păstor, acum de zeci de ani, am stat de vorbă cu mulți bărbați pătimași de alcool. Și când îi întrebam, de ce bei, de ce? Din cauza cugetului. Mă urmăresc gânduri, mă urmăresc fapte pe care le-am făcut și nu mai pot, vreau să scap de ele. Acum se găsesc și alte variante. Sigur, nu e o justificare, evident, este doar un răspuns. Unii oameni nu știu ce să facă. Găsim acum și alte forme, căutăm și psihoterapeuții, unii caută preoții, caută pastorii, să vorbească cu ei, să îi consilieze, să-i ajute să se roage împreună. Dar ce spune Hristos aici, este altceva, că există o promisiune în care noi credem. Astăzi o afirmăm din nou. Și anume că sângele lui Hristos poate să ofere iertarea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte, să ne curățească de orice, de orice, fără de lege. Bun, asta, vă dați seama ce important este pentru oameni? Că stai de vorbă cu oamenii și îți spun problemele lor și tot felul de dependențe și cum să scape. Încearcă să-i inviți la cina Domnului. Încearcă să-i inviți în comunitate, să vadă că noi aici, când luăm cina Domnului, credem în iertarea păcatelor. Acum, să știți că nu această eliberare de iertare, de vinovăția păcatelor, nu se întâmplă miraculos dintr-o dată, când tu, înainte de cina Domnului, cum e acum, faci repede o rugăciune și gata, ești liber. Am citit mai multe meditații ale oamenilor mari, ale Dumnezeu de-a lungul istoriei și toți, absolut toți, sugerau că cina Domnului trebuie pregătită în detalii. Tu să te pregătești. Când vii la masa Domnului, trebuie să ai deja rezolvată credința că păcatele tale au fost acoperite, iertate de sângele lui Hristos. Unii cred că se întâmplă ceva așa brusc, miraculos, mă duc la cina Domnului să scap de păcate. Nu se va întâmpla asta. E o stare de pocăință întâi pe care o așteaptă Dumnezeu.
Noi nu ne prea pregătim pentru masa Domnului. O tratăm destul de superficial, am văzut asta. În istoria bisericii, iar mai dau exemple așa, sigur, au fost perioade și perioade, dar în primele secole, mai ales primele trei secole ale bisericii, creștinii luau foarte în serios actul euharistic, așa cum se numește. Euharistie înseamnă mulțumire. De cina Domnului sau cina mulțumirii, e același lucru. Păi posteau câteva zile înainte de cina Domnului. Și mărturiseau păcatele, se duceau ori la preot, pastor, episcop, ce era. Își rezolvau probleme de relații înainte de a se pregăti la masa Domnului. Luau foarte în serios. Era o promisiune de iertare, dar nu oricum. Toți știau lucrul acesta. Toți creștinii știu. Așa cum spune Pavel, cercetați-vă pe voi înșivă. Și nu vă apropiați în chip nevrednic de masa Domnului. Nedemn, luând ca un lucru de apucat, da, un simplu act searbăd, uzual. M-am tot întrebat, așa, când eram mai mic, îi veneam pe ceilalți credincioși în biserici, așa, simpli cum erau, se consumau foarte mult înainte de masa Domnului, erau rugativ, așa, se cercetau, sâmbăta, o perioadă, am prins o perioadă în care sâmbăta, după masa, biserica era chemată să se pregătească pentru cina Domnului. Adică acolo se rezolvau relațiile între credincioși. Acolo eu am asistat odată în satul unde am crescut, când cineva s-a ridicat de pe ultima bancă și a mărturisit greșeala, biserica s-a rugat pentru el, toată biserica așa a fost o freamătă, un consum de energie spirituală, să zic, participau toți. Apropo, înainte știți că în biserică exista și ultima bancă vopsită negru. Pe banca neagră erau cei disciplinați. Că unii erau puși deoparte pentru diverse abateri, pentru 3 luni, pentru 6 luni, pentru sau alții pe durată nedeterminată, până când arătau pocăință. Stăteau acolo. Veneau la biserică cu ceilalți și stăteau pe banca neagră. Bun, asta a fost o perioadă. Nu știu de unde exact s-a moștenit. Bănuiesc că e pe linie ori puritană, ori anabaptistă, dar a pătruns și la noi. S-a stins cu timpul. Bun, acestea să zicem că au fost niște cărje, niște ajutoare așa exterioare date momentului cercetării. Dar Pavel e foarte serios când spune să nu vă apropiați în chip nevrednic, cercetați-vă pe voi înșivă, așa să luați din pâine, să beți din vin. Altfel, ca de o sândă asupra voastră. Noi nu mai vorbim despre asta, despre judecata lui Dumnezeu. Și Pavel acolo în Corinteni 11, când vorbește despre judecată, știți că vorbește despre boli și moarte. Deci nu doar că pedeapsa este spirituală, știu eu, pățești ceva spiritual și... Nu, Pavel acolo spune direct, nu-i greșită interpretarea. El interpreta că anumite boli în trupurile noastre, în biserică, sunt datorită lipsei de veghere, luarea Domnului în chip nevrednic. Mi-a fost greu să accept asta, recunosc, și când am citit de mai multe ori, mai multe comentarii, să văd cum se interpretează textul acela, dar aproape nimeni nu poate scăpa, nici un exeget nu poate scăpa de textul clar care este acolo. Bun, nu vreau acum să mă duc în partea asta, dar ideea de cercetare este validă. Vrei iertarea păcatelor? Pregătește-te. Inima ta să fie pregătită când te apropii de masa Domnului. E o promisiune a iertării păcatelor minunată. Și noi credem aceasta.
Nu este, încă o dată, să nu credeți că această iertare a păcatelor se trăiește așa cu euforie, într-un mod magic, nu știu ce trebuie să se întâmple. Este o pace care vine peste tine, peste sufletul tău, pacea iertării de păcate. Se instalează în tine, în inima ta. Și pleci liber. Aceea, vedeți ce important este să ne strângem la masa Domnului? Mai este o promisiune aici. Nu numai promisiunea unui nou legământ. Este promisiunea iertării și tot în textul nostru, versetul 29 din Matei 26. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Treia promisiune este că va mai fi o cină pe care o vom lua toți credincioșii de-a lungul veacurilor împreună cu Domnul nostru, dar în veșnicie. E o speranță aici, vedeți? Se încălzește inima. Te uiți cu speranță înainte, pentru că cina Domnului nu te face să te uiți doar la trecutul tău, la vinovățiile tale, ci te trimite și înainte cu speranța că ce este mai bun e pe drum, va veni. Foarte frumos. De aceea cina Domnului, eu așa cred, că nu trebuie să fie încărcată să zicem, spiritul jalei, a tristeții. E o cercetare, e adevărat. Ne plângem păcatele, dar normal cina Domnului ar trebui să se încheie în entuziasm, cu bucurie, cu speranța că plecăm de aici și iertați și uitându-ne înainte că ce este mai frumos și mai bun va veni. Pentru că nu poate fi ceva mai frumos decât să ne vedem toți la cină sus, în cer. De aceea cina trimite să-ți activezi credința pe baza părtășiei care va veni, a speranței care va veni. Aceasta este frumos aici. Și cred că e suficient ce am spus. Rolul cinei, deci, este să ne lege de realitatea lumii de aici și de realitatea lumii de dincolo. Concluzia este că trebuie să crezi în inima ta, să recunoști ce a făcut Hristos pentru tine. A fost o poruncă dată, de-aia o ținem, dar e încărcată porunca aceasta de niște promisiuni uimitoare care ți acoperă trecutul, prezentul și viitorul. Și de aceea ai datoria să mărturisești această credință celorlalți. Și cu aceste gânduri, cred că e potrivit să ne apropiem de masa Domnului și să încercăm să o finalizăm mai optimist, mai fericiți. Toți cei care credeți aceste lucruri, credeți într-adevăr că Iisus Hristos este prezent cu noi aici și că vom mai avea cina cu El și care credeți că păcatele vă sunt iertate, că sunteți într-un nou legământ și că ceea ce e mai frumos este pe drum și vom sărbări cu El o veșnicie. Toți aceștia ne apropiem cu încredere de această cină care are niște semnificații spirituale decisive pentru noi, ca și cum ți-au pus niște picioare, acum ești stabil, știi ce faci. Nu e un ritual oarecare, ci este un act cu semnificație, care are un mesaj, e plin de promisiuni, de aceea îl ținem, de aceea ne bucurăm de el și îl vom păstra. Și să-ți faci totdeauna timp să te pregătești pentru această cină și să vii bucuros împreună cu ceilalți, să ne împărtășim de aceste adevăruri
pe care le sărbătorim la masa Domnului, acestui Domn și Mântuitor Iisus Hristos, pe care sărbătorim astăzi și care și-a dat viața pentru noi, ca noi să avem viitor și nădejde. Lui să fie toată slava în veci. Amin.